Începe postul Paștelui în câteva zile și se pregătesc și crescătorii de miei să-și vadă profitul. Nu știu dacă vor câștiga ceva pentru că i-au costat mult furajele, scumpite de secetă, iar târgurile nu par să se redeschidă din cauza pandemiei. Oamenii cer din nou ajutor autorităților să poată vinde carnea în țară, 15 lei pe kilogram pentru miei vii și 30 pentru cei sacrificați, cam atâta speră să obțină un fermier anul acesta. În fermele din România cresc aproape 14 milioane de ovine. Cele mai multe se dau la export, timp în care clienții români duc dorul cărnii de miel crescut la noi. În medie, un român consumă anual puțin peste 2,5 kg de carne de oaie sau miel.